colecția de muzică Succesele muzicii românești. Îl avem alături pe Titus Andrei. De dragoste și de primăvară, că primăvara vine de aproape sau de departe, albastrul firicel, iubire în parte. Floarea albastră, simbol al romantismului. Vă amintiți, Eminescu? Și te-ai dus, dulce minune, și a murit iubirea noastră, floarea albastră, floarea albastră. 1954, craioveanca Dorina Drăghici și Nicu Stoienescu, născut în Focșani, soț și soție, lansează melodia Firicel de floare albastră, compusă de Ion Vasilescu, textul Eugen Mira, melodie din patrimoniul muzicii noastre ușoare. Cine n-o știe? Nicu Stoienescu avea deja în repertoriu alte mari șlagăre. Să nu ne despărțim, Gherața din Zrino, Te aștept diseară în Cismigiu sau Țărâncuță, ambele de Ion Vasilescu. Dorina Drăghici apare pentru prima oară în public alături de soțul ei în 1940, când avea 18 ani și avea apoi onoarea să cânte în 52 la Ateneul Român cu prilejul organizării pe această prestigioasă scenă a primului concert de muzică ușoară românească. Scria Aurel Storin, cunoscutul autor de texte și de biografii. Dorina Drăghici a apărut la răscrucea de vânturi a muzicii noastre ușoare, când cântecul românesc avea nevoie de un nou mod de adresare către marele public. Mai sincer, mai sensibil, mai direct. Floarea albastră, floare de nu mă uita, poartă tu iubirea noastră, prinsă-n gingă și a ta. Și atunci când depărtarea poate ne va întrista, să lăsar ca o nădejde, să ne floarea albastră, floare de nu mă uita. Un băiat și o fată, ochii noștri se priveau într-o gloare înflorită de munte, și doi strop de ronochi le luceau. El plecă. Doar când a intrat trenul în doară, și-au dat câte o floare în dar murmură. Firicele, floare albastră, floare de nu mă uita, poartă tu iubirea noastră, prinsă-n gingă și a ta. Și atunci când depărtarea poate ne va întrista, să răsar ca o nădejde, să ne mângâi inima. Firicele, floare albastră, floare de nu mă uita, floare de nu mă uita, nu mă uita. Uitare? Ce uitare? Când vrei să uiți pe cineva, te gândești tocmai la acea persoană. Și n-am cum să uit nici zecile sau sutele de melodii pe care le-a lansat Dida Drăgan Didone, așa cum îi spun eu, aceste artiste prietene, aceste personalități frământate, mereu într-o agitație nepotolită, tornică în fiecare moment de aventură în infinitul sunetului. Un album electrecord apărut în 1986 se numește simplu Dida Drăgan și cuprinde piese de Petre Maldin, între care Necuprins și Cuprins, Ninge pe masa tăcerii, Zvon de lumină, Baladă cu voie voi, Floarele colț sau Amintiri de ieri, textul Eugen Dumitru,
pe care am ales-o pentru această seară. Mi-a plăcut răspunsul lui Petre Mardin în cadrul unui interviu în 2013. Este dreptul individului la gust și la alegere, dar nu este dreptul profesionistului să-și ridice propriul gust la rangul judecății de valoare. Și are perfectă dreptate. Se mai întâmplă și printre noi. De fapt, cine judecă? Publicul. Colecție cu Dida Dragan. Strălucitor și deasupra sufletului tău.